mare bucurie pe capul meu în fiecare weekend când vine, iată, ora la care, desigur, trebuie să ne întâlnim. Desigur, weekend special aici pe Music Channel, voi să nu care cumva să uitați, pentru că atât sâmbătă, cât și duminica de la 13 și 30 de minute, avem pentru voi multe surprize și multă muzică bună, desigur, aleasă ia această muzică de către invitații pe care tot voi îi hotărâți. Tot voi spuneți sau ne spuneți pe cine ar trebui să aducem în studio. Și așa se întâmplă, iată, și astăzi, pentru că ne vom focusa foarte tare pe tot ceea ce înseamnă această nebunie desăvârșită numită TikTok. De ce TikTok? Pentru că astăzi, lângă noi, avem o, aș spune eu, tiktokăriță, cred că e un termen acceptat, mă gândesc, care nu e ușor să reușești, cum a reușit ea, iată, să deții deja aproape 2 milioane de followers. Plus că femeia, fata, gagica, super fată, super sister, ca să zic așa, s-a specializat și lucrează cu niște greuți de prin America. O să aflăm mai multe lucruri astăzi de la nimeni alta decât Ana Gomohai, mulțumesc baby! Mulțumesc mult de tot pentru invitație! How are you? Sunt super fericită să fiu aici! De este ce ești atât de fericită? Este un vis de-al meu să ajung la Music Channel. A, cât de tare! De ce, n-ai mai fost și la alte televiziuni? Ba da, dar... Și atunci ce are în special Music? Mă simt sau... cel mai în largul meu în... pe partea asta cu music video-uri, industria muzicii, mă simt Your ca la mine acasă. Your accent is very strange, darling. Oh, sorry. Why? Nu știu. Probabil pentru că vorbesc engleză destul de mult. Nu ești româncă? Ba da, ba da. De unde? Sunt 100% româncă din București. Ah, și din București? De unde? Din București, chiar puțin mai jos, în același cartier. Aici, aici în zona 13 septembrie. Da. Ah, deci ești acasică? Exact. Dar ai intrat la noi în curte. Bun. Hai să vorbim despre această nebunie totală care înseamnă TikTok-ul, care vine și rupe orice, nu știu, preziceri, tot ceea ce n-ar fi gândit nimeni vreodată, TikTok-ul a venit și a dărâmat absolut tot. A detronat Facebook, a detronat Instagram, s-a dus, Doamne iartă-mă, păpustii, aleargă și cucerește pe zi ce trece extrem de mulți oameni. Așa. De la vârste extrem de fragede, am văzut și asta îți spun, până către hăt 60-70, dacă nu și 80 de ani, am văzut oameni de 80 de ani, deci nu exagerez cu nimic când vă spun, oameni în vârstă făcând tot soiul de nebunii sau, mă rog, diverse lucruri. Adevărat. De când ai intrat, de ce te-ai dedicat acestei povești, plus că o să intrăm în mai multe amănunte. Sincer, am fost atrasă de partea de social media, cred că de vreo 7 ani de zile, de când m-am apucat de YouTube împreună cu iubitul meu. Deci avem și canal de YouTube. Nu era pentru mine, am început cu animații, unboxing, content pentru copii, de asta sunt și atât de foarte vie, foarte colorat, pe editat. Tot ceea ce faci inclusiv exact. Pe TikTok. Da, oarecum am intrat cu mintea în acea direcție și n-am mai putut să ies. Asta când s-a întâmplat? Deci acum? 6-7 ani de zile. Eu oricum terminasem facultate de film și TV și... Unde? Mi-a plăcut foarte mult partea asta de vizual la Universitatea Media. Ok. Clasa Alexa Visarion. Și am vrut foarte mult să fac ceva în direcția aceasta, numai că mi-am dat seama, cel puțin când am terminat eu acum vreo 10 ani de zile aproape, nu prea exista partea de social media. Și nu, la cât este în momentul de față prezentă social media în viețile noastre. Da, corect. Și mi-a fost greu să-mi găsesc o cale. Am zis că mai întâi o să mă apuc de o meserie serioasă, fac niște bani și după poate fac un film. Adică intri în lumea filmului, lumea televiziunii, de ce nu? Ceva în direcția asta. Am încercat, și pe televiziune. Ai încercat? Dar sunt destul de timorată să vorbesc în fața camerei. Ce? Nu știu. Mi-e greu să vorbesc în fața unui public, așa că pentru mine partea cu TikTok-ul și vorbit în fața YouTube-ului, singura acasă, în zona mea de confort, a fost perfect. Bine, mai nou, în condițiile date de pandemie, desigur, mai toți
vreau să spun că am fac televiziune de acasă. Da. Vrând nevrând, prin ceea ce înseamnă Zoom sau alte platforme care permit dialogul cu, în sistem video chat. Da, în condiții okay. de siguranță. Clar, că nu avem ce face. Asta e. Da, încetul cu încetul, dacă ne vaccinăm, o să scăpăm și pare să că suntem pe drumul cel bun. Adevărat, nu mai e mult. Doamne ajută. Te vei vaccina? Sinceră să fiu... Încă dubii. Nu e neapărat că am dubii, dar am un stil de viață foarte sănătos, iau multe vitamine, sunt foarte atentă cu cine e în contact. Dar nu știi cum te lovește. Și mai bine să fii asigurată, zic. Uite-o, Simona Halep, nu mai departe săptămâna trecută s-a vaccinat fata cu Pfizer frumos la spitalul militar, fericită, nevoie mare. Adică e un exemplu pe care inclusiv Simona Halep îl dă. Cu siguranță, dacă voi fi nevoită să îl fac pentru a-mi urma visele, voi face chestia. Asta zic. Știi că la noi în emisiune avem o regulă. Toți invitații care vin trebuie să aleagă piese, muzică, cu videoclipuri, desigur. Hai să alegem una. Ce vedem? Hai să începem cu Cardi B, Up. Este Cardi preferata B? Mea, am ascuns-o... Coronavirus, da. Era isterică și nebună. La început de pandemie, Cardi B cu... Nu mai știu cum, de unde a pornit povestea cu coronavirus, Cardi B. Făcuse ea un story, cred. A, și de acolo a devenit, da, un mimat. Și a devenit viral absolut. Acel cu coronavirus. Vedem Cardi B cu Up, după care, negreșit, revenim la noastră gamă, ca să zic așa.